Galateni, capitolul 5, versetele 16 și 17. Zic, dar, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele pământești. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Amin. Vă rog să reocupați locurile. În seara aceasta continuăm tema biruința Duhului asupra firii. Este clar că orice om duhovnicesc, când aude vorbindu-se despre un război lăuntric, un război care se dă, se gândește, se roagă și dorește ca Duhul să biruiască în această luptă. Lupte sunt de toate felurile, frați și surori, lumea e într-un tumult al războiului la diferite nivele. Există un război ideologic. Uitați, face un înconjor al pământului, luptă, 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 luptă și nu știi ce va ieși la fiecare nivel. Și acum venim la noi, fraților, că în seara asta nu ăsta e subiectul, că nu, pe ăsta nu-l rezolvăm. Știți că există un alt subiect și există o altă luptă. Fiecare om are lupta lui înăuntru. E o luptă duhovnicească. E o luptă pe care fiecare om trebuie să o ducă, la nivel personal, individual. Și acolo trebuie să câștige. Și acolo ai un cuvânt. Acolo poți face ceva. Problema Chinei nu cred că o rezolvăm noi și nu în seara asta. Deși că trebuie să ne rugăm. Problema Rusiei nu o rezolvăm noi și nu în seara asta, dar trebuie să ne rugăm. Nici a Canadei nu o rezolvăm noi, nici a BLM-ului din California. Dar pentru toate trebuie să ne rugăm. Dar în seara asta trebuie să ne oprim fiecare în dreptul nostru și să stăm puțin de vorbă cu noi înșine. Și să vedem, how are we doing? Cum ne descurcăm? Cum luptăm? Am cedat? Cine-i mai tare în noi? Fiecare om are confruntările lui. Din punct de vedere moral, și omul fără Dumnezeu este în conflict cu conștiința lui. Știți că oamenii fără Dumnezeu sunt în conflict cu conștiința lor? Romani 2:15. Vorbește despre oamenii fără Dumnezeu. Ei dovedesc că lucrarea legii, legea lui Dumnezeu, legea morală a lui Dumnezeu este scrisă în inima lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Adică omul fără Dumnezeu are o conștiință. E legea morală a lui Dumnezeu, binele și răul, bătălia asta, fără revelația cuvântului, fără credință, dar e o bătălie în mintea lui. Și când se găsește vinovat, când se găsește nevinovat. Și în mintea unui om fără Dumnezeu se duce lupta asta, mă, oare e bine, oare e rău? Și când caută argumente că e bine, când caută argumente sau găsește argumente că e rău. De ce? Pentru că cugetul poate fi murdărit, poate fi întinat, adică cugetul e failibil. Cugetul nu e infailibil, cuvântul lui Dumnezeu e infailibil. Dumnezeu e infailibil, cugetul tău și cugetul meu poate să fie întinat, e failibil. Tit 1:15, totul este curat, spune Pavel, pentru cei curați, dar pentru cei necurați și necredincioși, nimic nu este curat, până că și mintea și cugetul le sunt spurcate. Evrei 9:14, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a dat pe sine însuși, jertfă, fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Când omul se întoarce la Dumnezeu, are nevoie ca prin Duhul Sfânt, cuvântul vieții, sângele mielului, să-i spele conștiința, să o ducă dintr-o stare coruptă, dintr-o stare murdară,
dintr-o stare fără echilibru, din neștiință, să o curățească, să o sfințească această conștiință, pentru ca să ajungă luminată de Duhul Sfânt. Cugetul trebuie să fie luminat de Duhul Sfânt. Romani 9:1. Spun adevărul în Hristos, nu mint. Cugetul meu, cum? Luminat de Duhul Sfânt îmi este martor. Cum e cugetul tău? De cine e luminat? Chiar și omul întors la Dumnezeu, omul născut din nou, omul botezat cu Duhul Sfânt, are experiența acestui conflict, fraților, într-o dimensiune nouă. Duhul și firea. Cum spunea mai înainte fratele Flavius, există o realitate acestei lupte între Duh și fire. Există o realitate, asta e primul stage, prima fază, primul domeniu, primul pas al revelației din cuvânt. Realitatea acestui adevăr, acestei lupte, căci firea poftește împotriva Duhului, versetul 17a. Asta e o realitate, asta spune Apostolul Pavel. Realitatea este căci firea poftește împotriva Duhului. Cei care nu recunosc această realitate, cei care nu sunt conștienți de această realitate, cad. Așa cade omul. Pentru că nu-i conștient de realitatea acestui război. De multe ori mi-am pus întrebarea, și dumneavoastră, cum se poate omul ăsta care a venit la biserică a căzut? Cum se poate tânărul ăsta care s-a botezat a căzut? Cum se poate omul ăsta care e botezat cu Duhul Sfânt a căzut? Și nu-l mai vezi, nu-l mai interesează. Cum e posibil? Știți cum e posibil? Omul nu recunoaște că rămâne într-o luptă continuă. Firea nu moare până când nu moare omul. Cum spunea fratele Flavius. Până nu moare omul, până nu mori. Nu moare firea asta. Și rămâi în război. Și ești în conflict continuu. În continuu trebuie să te lupți. Firea asta trebuie răstignită. Ea nu poate fi omorâtă complet, deși că ne luptăm pentru asta. Și am vrea, după ce am răstignit-o, să-i punem așa un duct tape pe nas și pe gură să se sufoce, să moară. Dar nu se realizează lucrul ăsta. Câtă vreme omul trăiește în trupul de carne, firea pământească trăiește în acest trup și nu poate scăpa de această luptă. Omul care nu-i conștient de realitatea acestei lupte, el pune armele jos. Zice, eu m-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt și am vorbit în alte limbi atunci când am fost botezat. Sunt membru în biserică, vin la biserică destul de regulat și sunt ok. Și uită că în fiecare zi el trebuie să ducă o luptă. Și în această luptă, dacă nu-i atent și dacă nu-i conștient de ea, puțin câte puțin, diavolul câștigă teren. Firea trebuie răstignită și răstignită în fiecare zi. Romani 6:6. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului. Omul firesc, omul carnal, l-am luat și l-am pus pe cruce, i-am luat puterea, l-am dezbrăcat de putere. Și păcatul nu mai are puterea pe care a avut-o înainte asupra vieții noastre. Asta încercăm să-l facem când îl punem pe omul firesc pe cruce. Galateni 2:20. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Cum e posibil lucrul ăsta? La ce se referă Apostolul Pavel? Faptul că el și-a răstignit firea pământească pe cruce, dar el trăiește. În același timp am și răstignit pe cruce, omul carnal e răstignit și am luat puterea prin harul și îndurarea lui Dumnezeu, dar eu trăiesc
pentru Hristos. Dar nu mai trăiesc eu, auziți? Ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. S-a mai citit cuvântul Galateni 5:24. Cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Patimile și poftele firii pământești se ascund în firea pământească, aceea care trebuie răstignită în fiecare zi. Asta e realitatea. Realitatea e că firea nu moare și trebuie dus o luptă. Dacă ai pus armele jos, ești înfrânt deja. Ești înfrânt. Și mă rog ca Dumnezeu să-ți dea putere să te ridici, să nu rămâi înfrânt. Dacă ești conștient de această luptă, asta e prima fază. A doua fază. Prima e realitatea, a doua e necesitatea. E o necesitate, o nevoie, o obligație. Versetul 16. Umblați cârmuiți de Duhul. Deci, realitatea e că e luptă. Duhul și firea se luptă. Asta e realitatea. Nevoia, necesitatea, îndemnul, porunca e să nu umbli după fire, ci să umblu după Duh. Umblați cârmuiți. Cârmuiți înseamnă conduși, dirijați, luați de mână și duși pe drumul pe care Duhul spune să mergi. Un om duhovnicesc în această luptă și în această necesitate va reuși să deosebească între ce este firesc, ce este duhovnicesc și ce este neutru, adică natural sau firesc nepăcătos. În viață, omul nu se confruntă în fiecare zi cu doar cu bine și rău. Sunt și lucruri care nu sunt nici bune, nici rele, sunt neutre, sunt parte din viață, sunt parte din normalitate. Că dacă mă trezesc dimineața și zic, care Adidas să iau? Iau Adidas și ăia sau ceilalți, să văd care mă simt mai bine. Sau dacă vin la biserică, ok, care pantofi iau? Ăia fără șireturi sau ăia cu șireturi? Asta e o chestie neutră, nu mă afectează relația mea cu Dumnezeu. Sau mă spăl pe dinți, cu care pastă de dinți? Că-s două tipuri, una e a lui soția și una e a mea. Dar nu știu dacă avem chiar așa, dar dau ca și exemplu. O iau pe ei sau o iau pe a mea? Who cares, it doesn't matter. O mulțime de lucruri neutre, n-au greutate, nu-s nici fire pământească păcătoasă, nu-s nici duh care te face mai spiritual. Deci o mare parte din viață e neutră, nu-i nici bun, nici rău. Dar ce e foarte important este să deosebești lucrurile care sunt firești, păcătoase, de lucrurile care sunt duhovnicești, adică acelea care te apropie de Dumnezeu și te ajută să-L cunoști mai profund pe Dumnezeu. Pentru că Duhul Sfânt, prin călăuzire, prin lumină, prin descoperire și prin cuvânt, te va conduce și mă va conduce pe calea lui Dumnezeu. Ca să fiu tot mai puternic în fiecare zi înaintea lui Dumnezeu și în lăuntrul meu. Pentru ca păcatul să n-aibă putere asupra mea. Ca să spun nu ce diavolului și lucrurilor din lume. Tot ce e păcătos, tot ce e vechi, aparține omului vechi. Și alea trebuie lepădate, fraților. Tot ce aparține omului vechi. Când te-ai întors la pocăință, ai tras niște concluzii și ai spus, astea nu mai sunt pentru mine. Astea fac parte din omul vechi. Acum sunt un om nou. Pentru Dumnezeu, trăiești pentru Dumnezeu. Dacă n-ai făcut deosebire, undeva ai greșit pe drum. Și eu sunt conștient că sunt unii oameni care doar și-au schimbat religia. Sau și-au schimbat membria. S-au mutat dintr-o biserică într-alta. Sau doar s-au botezat și s-au scris în registru. Dar n-au avut momentul acela în care au zis, aici e omul vechi care trebuie îngropat, trebuie răstignit, așezat pe cruce și acum trebuie să-mi așez un alt standard. Acum trebuie să fiu diferit. Acum trebuie să am alte aspirații,
alte dorințe, sunt o mulțime de lucruri care trebuie lepădate, care trebuie aruncate, omul cel vechi, îngropat, răstignit. Dau doar câteva versete scurte ca să înțelegem că nu vorbesc de la mine sau doar din mintea mea. Iacov 1:21. Lepădați orice necurăție, lepădați, adică lăsați alea, nu sunt pentru omul nou, nu sunt pentru omul duhovnicesc. Alea fac parte din omul vechi, din omul firesc. Necurăție, revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. 1 Petru 2:1. Lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătoirie, de pismă și de clevetire. Efeseni 4:25. De aceea, lăsați-vă de minciună fiecare dintre voi să spună aproapelui adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Tit 2:12. Și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Vedeți? Ceva drastic se întâmplă în viața unui om duhovnicesc când o rupe de lucrurile vechi și îmbrățișează lucrurile noi duhovnicești, lucrarea lui Dumnezeu, Evanghelia. Ceva drastic se întâmplă. Conflictul care apare chiar și între credincioși este că pentru unii nu s-a întâmplat nimic. Unii au rămas cu mintea și cu gândurile tot ca și înainte și nu văd nicio deosebire. Pentru ei lucrurile sunt tot cam la fel. Vin la biserică, ascultă predica, merg acasă, life is good, să gândești toată ziua, toată ziua le e mintea numai la lumea asta, la firea asta, la mașini, la, I don't know, la auctions, la unghii, la păr, la genți, la haine, la case, la, numai la lucrurile astea, care unele pot să fie neutre, altele nu sunt neutre. Că altele vorbesc despre spiritualitatea ta, scot în evidență unde pui valoare, ce te interesează, ce îți place, ce iubești, ce dorești. Pentru că fiecare om are o anumită direcție în care merge, dar trebuie fiecare să aibă mare grijă. E o luptă reală și e nevoie să fii și să fiu călăuzit de Duhul. Duhul lui Dumnezeu prin cuvântul Evangheliei trebuie să aibă un cuvânt pentru tine și pentru mine când trebuie să fac ceva, când vreau să fac ceva. Mă, e duhovnicesc lucrul ăsta? E bun? Aduce zidire? Aduce îmbărbătare? Și lucrul ăsta merge de la cele mărunte la cele mari. Are în vedere de la îmbrăcăminte, de la tunsoare și până la casă și până la păcate mari. Pe toate le include aici. Omul lui Dumnezeu trebuie să stea înaintea lui Dumnezeu și să ia în serios. E de la tine, Doamne? E duhovnicesc? Mă port bine acum? Când vorbesc, vorbesc ca un om duhovnicesc? Când acționez, acționez ca un om călăuzit de Duhul? Duhul lui Dumnezeu mă călăuzește aici. Vorbesc cu iubire, cu compasiune? Când stau, când tratez pe alții, în business, în afaceri, pe internet, când intru în lumea asta, acolo sunt cele mai mari ispite. Lupta asta e extraordinară, e uriașă. Spuneam și la rugăciune și mi se reconfirmă și mi se reconfirmă acest adevăr. Ascultați-mă, în momentul în care ați pus telefonul în mână la copil și iPad-ul și copilul are acces în lumea virtuală, l-ai pierdut pe copil, atunci ai pierdut controlul asupra copilului. Dacă el intră în lumea aceea fără supraveghere, ai pierdut controlul și el a pierdut controlul asupra lui. Scapără copilul. E ca un drog, e mai grav decât un drog. Uită-te la un copil de 2 ani de zile, că n-ar trebui să-i dai, dar uită-te la un copil de 2 ani de zile, i-ai dat telefonul și începe să se uite. La two years old.
începe să se uite, ia-i telefonul, ai turbat. Să dă de pământ, țipă, strigă, urlă, zici că i-ai tăiat picioarele. Zice, Doamne, dar ce am făcut? Nu mai poți stăpâni. Oh, ok, I love you, ok, îl dai înapoi. La 2 ani de zile. Imaginează-ți la 8 ani de zile, la 9 ani, la 10 ani. Ce se întâmplă cu mintea unui tânăr? Un tânăr care până la vârsta aceea n-avea acces la nimic din afară. Aduceți-vă aminte, cei care sunteți mai în vârstă ca mine, în generația mea și ceva mai tineri ca mine, până la vârsta aceea, la ce informații ai avut acces? Ai trăit la țară undeva. La ce informații ai avut acces? Copiii tineri de acum sunt chinuiți. Sunt chinuiți și flămânzi după informații, sunt chinuiți de prietenii lor. Prieteni pe care nu i-au întâlnit niciodată. E o luptă extraordinară. Și dintr-un lucru care pare neutru la început, ajunge să fie un lucru păcătos care îl distruge. De aici, accesul la toate imaginile murdare, la toate păcatele din lume, la toate influențele diabolice pe aici, pe canalele acestea. Și părintele stă, se uită, uneori știe, alteori nu știe ce să fac, cum să fac. E o luptă, e o luptă extraordinară, dar e o luptă și pentru adulți, fraților. Nu vedeți că și noi am ajuns să fim fermecați de electronicele astea? Te uiți la o persoană, nu poate să stea 5 minute fără să-și verifice telefonul. Și nu-i vibrează că e urgență. Judecați-vă dumneavoastră, fiecare pe dumneavoastră. Judecați-vă, ați venit la casa lui Dumnezeu. Am înțeles, ai un business, mai știu eu ce ți-o vibra telefonul. Nu știu cum a funcționat lumea înainte de asta, dar am înțeles. Nu vreau să fiu exagerat în gândire. Îi ceva, îi o urgență, îi o urgență, am înțeles. Poate, odată într-un program, de două ori într-un program, poate odată pe lună, odată la 6 luni, e o urgență. Dar gândește-te, ai intrat cu telefonul în geantă, cu telefonul în buzunar. De câte ori l-ai verificat? Cât reușești să stai fără să-l verifici? Cât reușești? Că ți-i reflexi, te mănâncă degetele, te roade, te consumă. Oare what? De unde e asta? De unde e asta ca să nu te poți concentra la ceea ce faci? Când stai la masă de vorbă cu soțul sau cu soția, stai o jumătate de oră la masă, de câte ori îți verifici telefonul, de câte ori zbârnăie telefonul, de câte ori sau sună, cum o mai suna? Eu n-am auzit sunetul de telefon de mult, că nu, îl pun numai pe vibrate, că altfel e jale. Și a trebuit dimineața, dacă vreau să stau de vorbă cu soția și să am o jumătate de oră să bem o cafea sau un ceai, să stau de vorbă cu ea, să-mi las telefonul și iPad-ul în dormitor. Că dacă nu las în dormitor, ori sună, ori mă uit la el să văd dacă nu am primit un mesaj și n-a zis nimeni nimic. Noi, adulții fraților, nu mai pot trăi fără asta. Robiți, ai ajuns robiți și nici nu-ți dai seama. Și apoi, robirea asta de suprafață. Dar după aceea, când e singur, când te duci acasă, nu vedem noi că e o luptă aici și că în lupta asta omul firesc câștigă și omul duhovnicesc pierde. Nu vedeți frământările în biserici la nivelul acesta să dau între fire și duh? Și de atâtea ori câștigă firea. Pentru că omul firesc are gura mai mare, pentru că omul firesc are curaj mai mare, pentru că dă cu pumnul în masă mai tare, omul duhovnicesc e mai tacit, e mai liniștit și ăla nu se luptă, dar ăla firesc, e în stare. De unde pleacă? Lupta e reală, e între duh și fire și suntem obligați, e o nevoie. Ascultă-mă oricine ai fi, poți să fii în comitet, poți să fii păstor, poți să fii credincios care vii de 2 ori pe an la biserică. Trebuie să ne lăsăm călăuziți, conduși de Duhul lui Dumnezeu prin cuvânt. Dacă nu avem șanse,
pierdem, oricare dintre noi, niciunul nu-i suficient de tare ca să câștige în acest război, dacă nu-și răstignește firea și dacă nu lasă pe Dumnezeu să-i vorbească și Dumnezeu să-l călăuzească. Și apoi, în al treilea rând, e o imposibilitate. În prima fază e o realitate. În a doua fază, după cum am amintit, e o necesitate, o nevoie. Și a treia e o imposibilitate. În ce constă această imposibilitate? Versetul 17b. Nu puteți face tot ce voiți. Asta e imposibilitatea. Wow, ce m-aș bucura să fie adevărată și asta pentru mine și pentru dumneavoastră. Mă, nu pot să fac tot ce vreau. Mă, dar așa mi-ar place, așa doresc, așa aș vrea, dar nu pot. Nu pot. De ce nu poți? Nu mă lasă Duhul, nu mă lasă cuvântul. De câte ori ai avut curajul să te împotrivești firii pământești și să-i spui nu pot? Nu pot. Ești tânăr, poate, și te cheamă alții să mergi la un pahar. Ai obligația să-i spui, mă, nu pot, mă, îs paralizat. Nu vezi, îs plăpând, îs firav, îs numai piele și os, mușchii nu-mi lucră la treaba asta. Că mi-am răstignit firea, n-are putere, e atrofiată. Nu pot să fac răul. Că mă ține Duhul și mă ține cuvântul legat de Dumnezeu. Vreau ca omul spiritual din mine să exceleze, să crească, să se dezvolte. Asta e singura cale. Să putem spune, fraților, nu pot să fac răul. E imposibil pentru mine să fac răul. Nu vreau să fac tot ce doresc din firea pământească. Nu mă lasă Dumnezeu. Nu puteți face tot ce voiți. Vă rog, mai puneți versetul 17b încă o dată, să vedem dacă în engleză, cred că sună you cannot do, you're not allowed to do all you wish, or that you wish. So that you do not do the things that you wish. Oh, I wish. Oh, visez. Ce visez? Ce visez? Visez să slujesc Domnului. Aleluia. Yes. Visez să mă rog mai mult, aleluia. Am un vis, vreau să citesc Biblia în întregime anul ăsta, aleluia. Ce visez? Ce dorești? Spre ce aspiri? Și o să vezi cât de puternică e firea în tine. O să vezi. What are your goals? Bă, să pun mâna, ba, pe mașina asta, ba, I don't know. There are so many. Îs atâtea, tu le știi pe ale tale. Cum ești la lupta asta? Ești conștient că n-ai voie. Nu ai voie să faci tot ce dorești, numai acolo unde Duhul și Cuvântul zice, yeah, you are okay. Pentru că firea te duce la paharul de bere, firea te duce la paharul de vin, firea te duce la o țigară, la vaping, firea te duce la marijuana, că acum e legal, firea te duce să guști un pic de aici, dincolo, firea te duce la petreceri, firea te bagă într-un gang din ăsta care numai să facă șmecherii, să își bată joc de vecini și de alții, că poate nu te prinde. Firea are multe idei, că the devil has never run out of ideas. The devil has never gave up. Care e reacția ta? Ești conștient că n-ai voie să faci tot ce-ți dorește inima, pentru că inima te cheamă la rău, inima te depărtează de Dumnezeu, inima te duce în jos, ești conștient de lucrul ăsta? Și dacă nu te lupți din răsputeri, și dacă nu-ți pui firea în fiecare zi și nu o pun pe cruce în fiecare zi, pierd în lupta asta. Și dacă vin la biserică, și dacă mai citesc din Biblie, pentru că lupta este reală, este continuă. Ar trebui și trebuie și mă rog și doresc pentru mine și pentru dumneavoastră să fim un popor duhovnicesc,
un popor cu o gândire aliniată după voia lui Dumnezeu. Să putem spune, mă luminează Scriptura, mă luminează Duhul Sfânt, îmi vorbește, mi-a dat ghes inima luminată de Duhul Sfânt, mi-a vorbit, am înțeles, e voia lui Dumnezeu, e planul lui Dumnezeu, asta doresc să fac, vreau să stau în voia lui Dumnezeu. Vezi, de câte ori spui așa și de câte ori spui invers. Și concluzia este că dacă nu-l saturi suficient pe omul duhovnicesc, ăsta va fi slab și va pierde. Dacă saturi omul duhovnicesc, va fi puternic. Și nu vă spun ceva nou, va fi puternic. Va câștiga lupta. Te va conduce, te va lua de mână. Dar dacă alimentezi firea pământească, there is no chance. Aș putea, mă gândesc chiar să folosesc un exemplu, că nu e așa de mare lucru, durează 2 minute. Un voluntar, come on, one of the young men, young boys, 13, 14, 15, one of the young boys. Ne-l trebuie pe ăla ca să-i văd înălțimea și după aia I'll pick up the other ones. One of the boys, de la fanfară sau din altă parte. One of the boys, come on. Care? Ar trebui unul mai tânăr. Thank you, brother. That's a good one. Băieți, one of the boys. Let's see, că we'll pick a volunteer. How do we stand? Let's start here. Come on. Yes. Yeah. 1 minute. Okay? Then let's have another one about his sight. The same, Vinocin, about his height. Come on over. Perfect. Thank you, brother. Okay? And let's have now a big one. Let's have now a big one. I'm here, but I don't want a big one. Let's have a big one. Come on. Gaja, yes. Yes, you are the one. Come on. I had my eyes on you. De dimineață. Come on here. Okay? M-am întâlnit ieri la cafea cu el la un restaurant și am zis, mă, ăsta e cât mine de mare, încă e mai mare. All right. God bless you, young man. All right. So, this is the man. Ăsta e omul spiritual, duhovnicesc, și ăsta e omul firesc, pentru acum. I will make it equal. No worries. No worries. Ok? Ăsta e omul firesc. Unul prinde de o parte. Hold on to him. Both your hands. Both your hands. Both your hands. You hold on to his hand. Both. Care are șanse să-l tragă? Who's got more chances? What do you think? Simple, no? Here. It's going to go this way. Okay? Now switch. Switch. Ca să fie egal. Which way is going to go? Unde e cel mai mare? Cel mai mare, cel mai puternic. Cel mai sănătos, unde e greutatea mai mare, unde-s mușchii mai mari, acolo se va duce. Dacă ai săturat omul duhovnicesc, dacă omul duhovnicesc e săturat cu părtășie, cu rugăciune, cu post, cu stăruință, dacă omul duhovnicesc e săturat din Dumnezeu, va fi mare și tare și va putea să biruiască. Dacă nu, va fi invers și va fi vai. Fiecare dintre noi trebuie să facem o alegere. Thank you, guys, you are great, să mergeți toți trei și noi toți în împărăția lui Dumnezeu, să fim toți oameni duhovnicești. Trebuie să faci o alegere. And keep this in mind, this is, e așa de real că parcă-i prea simplu. Analizează-ți viața ta și vezi când ești mai puternic din punct de vedere spiritual. Și o să vezi. Că atunci când te alimentează Dumnezeu mai mult, atunci ești mai puternic, ești mai răbdător. Și știi unde se vede lucrul ăsta mai prima dată? În familie, nu la biserică. Prima dată vezi în familie, în relația cu nevasta. Dacă ești un om hrănit duhovnicește, ești mai blând, mai liniștit, treci cu vedere, ai cuvinte frumoase, se uită nevasta la tine și nu știe ce s-a întâmplat. Mă, dar ce-i cu tine, mă, bărbate? Știi ce-i? O lăsat ca Duhul să înflorească,
satură omul duhovnicesc, pentru că omul duhovnicesc nu țipă, nu urlă, nu lovește, nu jignește, se poartă frumos, în iubire, că-i Dumnezeu acolo, roada Duhului, fraților, roada Duhului, se vede și o vezi în familie. Și din familie îți dai seama, tu te poți judeca cât de duhovnicesc ești. Și de aceea cred că familiile se înțeleg mai bine după 20 de ani de căsătorie. Cei care sunteți sub 20 de ani, nu vă pierdeți nădejdea, este speranță. Este speranță, dar trebuie să vă pocăiți mai mult. Și trebuie să lași Duhul să vorbească mai mult. Că în timp de 20 de ani, numai tot așa, că cine să fie mai grozav și cine are dreptate? Până când te smerește Dumnezeu, până când te cobori în pulbere și spui, Doamne, acum Tu... Așa cum spunea Sfântul Pavel, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. De acasă se vede, prima dată, acolo te verifici, să vezi cum te comporți, cum vorbești și îți dai seama de câte ori falimentezi. Omul duhovnicesc se va vedea de acasă și apoi la biserică, la comitet, în relația cu frații, ce să mai vorbim? La fanfară, la cor, la corul de fete și oriunde. Omul duhovnicesc va căuta tot ce este duhovnicesc. Mă opresc aici și vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului, să venim cu o jertfă de mulțumire și cu rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Nu știu dacă sunt între dumneavoastră și dacă sunt aici. Chiar aș vrea, așa sincer, fraților, care dintre dumneavoastră ați recunoaște, ați avea curajul să recunoașteți că sunteți nemulțumiți de starea duhovnicească, că ați vrea să fiți mai duhovnicești și omul duhovnicesc să crească, să se dezvolte, să aibă stăpânire peste viața dumneavoastră și omul firesc tot mai prost alimentat să fie. La asta să nu-i dai nimic, nici apă, nici oxigen, nici mâncare. Atrofiat să fie, să-ți fie milă de el, dar nu o să-ți fie niciodată, o să te bucuri, să moară pe cruce omul ăsta. Câți dintre dumneavoastră ați recunoaște lucrul ăsta? Printr-o ridicare de mână. Ca să vedem cât de sinceri suntem. Fraților, cred că e de la Dumnezeu ca să ne mai pocăim. Cred că e de la Dumnezeu să ne mai coborâm la cruce, să spunem, Doamne, îți nemulțumit de mine, îți nemulțumit, aș vrea mai mult. Chiar ieri, poate că o să fiu unic, mă, chiar ieri m-am certat cu nevasta, mă. Și de la nimic, mă, de la nimic, mai ai firea din mine, ăla nu e omul duhovnicesc, e omul firesc, e omul carnal, care ambiția din mine. De ce nu sunt altfel? Pot să fii! Dumnezeu te ajută! Dumnezeu prin Duhul Sfânt te ajută să te dezvolți și omul duhovnicesc să crească. Oprit s-am fost de uimire, de ce Iisus m-a iubit, fiind păcătos rău din fire și vrednic de osândit. Ce minunat, ce glorios te înceta, sânge în ghețima s-a rugat, ce chin, ce plâns și ce lupte pentru mine a purtat. Ce minunat, ce glorios te-ncetat, eu voi cânta.
Thank you.